Doamne. Până la 40 de ani pot să fac 5 copii. 29 de ani nu s-am o familie, o casă, copii. Spui-ți-mi câți ani am tu. Berna, o să vezi în viața asta că fix la fel o să pățești și nu o să întâlnești omul potrivit și nu o să fii măritat. Da, aici o să-l găsească. Păi frumoasă, naturală, dar ești operată, eșuată. Ai operat și eșuată, fata mea. Tu zici Mocan, nu știu cum. Dar nu aveți eu unde să știu. Stai că m-am amintit când mi-a zis Mocan. Mama, 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 operată, eșuată. Învață limbul român, m-am amintit. Vai de viața ta. Cum mi-a zis Mocan într-o gală, fata mea, ai operații eșuate, ești un specimen eșuat. Da, te-ai trezit tu, te-ai trezit tu. Nu i-am spus. Dar nu mă interesează. Am spus alții de tine. Sunt prea frumoasă și voi de-aia considerați că am operații, că nu puteți să... Știi? Voi când vedeți o femeie frumoasă, considerați că trebuie să aibă operații. Voi. Atât puteți voi și nu mă interesează, nu, sincer. Hai tu, fată, cântă la altă masă, că mi-ai ocupată. Doamne, ce mă plictisit de tare. Mă obosești. Vreau să spun o părere mea, lege, cum te iubește cineva să te iubească, cum ești tu. Dar eu sunt perfectă, nu... mulțumesc, Doamne Dumnezeule, mulțumesc, bine, mă interesează părerea unei frustrate. Bă, bă, pot mai vrea să o corijez, am faci nervi. Chiar nu mă interesează. Ai înțeles? Filip, nu mai jigni! Filip, stai! Mai tare. Două epave ale societății. Ești o femeie tu. Ești o femeie șară. Dar nu e ok. Obi, nu mai spune așa. Te rog frumos, suntem în emisiune. Spui afară. De ce? Am zis frumos. N-am făcut. Lasă-o în pace. Nu, okay. Nu mai vorbi așa. Terminați-vă cu astea. Vorbesc cum vreau eu, credeam, m-am săturat de toată lumea. Da, Filip, dar nu e ok. Vorbesc cum vreau eu. Știu, dar nu e ok. Spre binele tău. Am vorbit frumos, până la urmă ne-am zis. Asta e, nu e o femeie. Dai treaba ei. Oricum cine o cunoaște de afară și știe trecutul, ce au făcut. Până la urmă, stai. Hai, lasă, mă, că nimeni nu-i perfect. Hai, zi, așa a te a avut lasă, în trecut aici. Lasă, lasă, am avut lasă, toată lumea cu prietenia știe, asta. Știe, 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 aia știe nu cu e cuburi ce-a făcut și știe, da, cătălii acum, chiar de la om la om mă bag, chiar nu-i urât. Chiar nu, chiar e urât ce face. Chiar nu-i urât. Chiar nu-i urât. Chiar e urât ce face, serios. Nu. Dar e prea mult. Adică e singură, n-aveți de ce să dați amândoi în ea. Da, mam, da, acum e o apără, acum iar e prietena ta. Nu, mă, nu mă interesează okay. Și da, ce încerci în ea. Nu mă intereseze de asta. Atât timp cum vorbești urât de Berna sau de mine, am tot dreptul, nu mă interesează, zic ce. Lasă-mă că și în camera numai de mine vorbește, că nu știu ce cap am eu de... Cum o zis în emisiune, o zis odată parcă... O zis în emisiune cum ar veni, bate, apropo, la Diana și la machiaj, că nu știu ce cap am eu de lampă, de nu știu ce vorbește ea, dar nu se vede cum arată fata asta. Păi dacă o demachiem total, mă, credeți-mă, Berna, bă, nu există femeie așa. Dar ce am vorbit noi ieri? Nu tu, nu tu. Nu, ce am vorbit noi ieri? Serios vorbesc. Că fiecare vrea să fim perfecte, frumoase. Dar tu nu vorbi că eu am capul așa, că am capul așa, că am capul așa, că așa, că așa. Dacă așa te-o crea Dumnezeu. Așa nu vorbească ea, că ea e mutilantă. Înțelegi? Nu am nicio obligație să stau acolo să umilință, deci ei atâta pot, sunt niște ființe exagerat de rele și chiar atât pot. Ei mai mult chiar nu au capacitatea să ofere publicului. Sunt niște oameni triști, complexați, își urăsc propria viață, pentru că dacă avea o viață frumoasă, n-ai de ce să vorbești așa de urât despre altcineva. Felul cum vorbești despre aproapele tău spune totul despre tine. Deci, în câteva cuvinte am explicat cât pot acești doi, aceste două specimene, că altfel nu am cum să... Hai, liniștește-te, să nu zici nimic la nervi și... Nu, dar nu, nici măcar nu sunt nervoasă, sunt dezgustată. Toți concurenții care au fost în casă, o luat-o la jocură, o luat-o la... Așa a zis tu la 28, a zis tu la 28, dar n-a zis cum arăți tu la 28. Aia s-a simțit și piruit. Nu știu ce vreau eu să zic, la cum se dă ea de frumoasă, perfectă. Toți băieți m-au impresionat. Mai cu tău, cu Ligii, spune ce vrei, poate să aibă și 300 de ani. Cum? Dar să nu... Berna, Berna a generalizat. Berna, ce ai zis tu sau voi? Ce, nu? Ai zis la aia tu sau voi? Că aveți 31 de ani? Ai zis la Ligii. Nimeni mi-a spus, nu mi-a spus data trecută, că eu la 31 de ani... Nu, acum, nu alte dăți. Acum i-a spus la Ligii că ai 30 de ani. Bă, dar eu nu... Pe ei, a zis ei personal. E părerea ei, ok, părerea Berna, pur și simplu îi explicam. Poți să ai 35 de ani, să nu întâlnești un potrivit, să nu întâlnești la 35. Nu e o regulă să te măriți la 20. Asta e corect, dar dacă e cearta Bernei și spune Ligii, las-o pe Ligii să-i răspundă Ligii. Nu, că mi-a spus și mie, de-aia am înțeles, ok. Nu, a spus că Ligii tu la vârstă ar trebui să ai copii. Și mie mi-ai spus, mi-am amintat cu da, o fătămână. Da, să de mult, acum vorbeam noi cu ea, de ce te-ai ok, a făcut o paranteză, e părerea, e ok. Doar îi spun că
poți să nu întâlnești omul potrivit. Se poate să nu întâlnești la 25, 26, 27 de ani. Probabil și voi să vă despărțiți. Deci, nu o să tânească, să stea cu pisicii. Nu zic, e normal până la 30-31 să ai copii, să te măriți. Mi se pare și mie normal, pur și simplu nu am întâlnit. Niciuna. Și l-am întâlnit acum, pe șoricel. Da, mie îmi pare bine că l-am întâlnit acum. Jerry. Mie îmi pare bine că am așteptat. Păi probabil că în viață lucrurile sunt așa cum trebuie să fie. Îl întâlnești pe omul potrivit la momentul potrivit. Eu te-am întâlnit și mie nu-mi pare rău că am așteptat până la vârsta asta. Adică n-am... Am fi ferici, până la 40 a pus mie, și acum pare, mi se pare că mă grăbesc un pic, dar... Cu copiți, fac. Doamne! Hai acasă! Hai acasă! Hai acasă! Mă duc la, petrecere, bine? Păi, ne vedem la petrecere! Ne pup de trecere, ne vedem la petrecere! Hai la facultat! Fioricelul, ne vedem peste 5 ani! Da, ce s-a întâmplat? Din nou! Nimic, Ramo, nimic! Ce s-a întâmplat? Ce zice acolo? Nu ziceam tu ziceai ceva, Ramona. Ce s-a întâmplat? Eu? Ia, am vorbit noi două. Da, eu sunt șocată de Berna, atâta tot am zis că nu o înțeleg de ce de 3-4 zile m-a atacat. Da, Ramona, m-a întrebat pe mine de ce are Berna. Ramona, tu, dar ce-am făcut iar tu, Ramona? Că am spus de că 3-4 zile tot mă înțeapă Berna și nu înțeleg de ce. Eu cred că vrei, așa să-l faci pe Livian să sară cu... Da, Berna, lasă că Ramona știe că eu nu înțep, că glumesc cu chestii de astea, ea știe clar, că dacă era înțepătură, dacă spuneam... Da, te-am înțeles că ai glumit acum câteva zile, dar în fiecare zi, în fiecare zi... A, atunci nu mai glumești deloc cu tine și aia e. Dar ce am zis, fată? Eu nu ți-am zis nimic rău, ți-am zis că ai legat așa pentru Livian? Ai spus azi? Crede-mă, Cristo, dacă nu vorbeai aia, ziceam de chestia asta. Ți-am spus azi că te-ai îmbrăcat pentru Livian, dar ieri ți-am zis. Păi nu, ce mi-ai zis ieri? Păi, ți-am zis ceva ieri? Mi-ai zis și ieri de Livian. Fiecare zi ai zis. Explică-mi fiecare zi ce zic. Eu cred că mai ții minte de prostiile. Păi, da, vezi, vezi? Păi, da, vezi? Da, azi am spus, da, că sunt îmbrăcat pentru Livian. Grumește cu tine, Ramona, nu mai dai așa, că și eu mereu zic de Livian. Adică... Nu, explicați faza asta de astăzi, că n-am înțeles. Păi da, asta nu am înțeles nici eu, că eu nu am spus nimic de Livian astăzi. N-am spus nimic, 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 nimic. I-a spus, m-am îmbrăcat astăzi pentru Livian. Ce? Păi și atunci? Nu. I-am întrebat. O luat-o, Daia, o luat-o, Ramona, pe Daiana de acolo, de la coafor. Și au spus, hai să mergem să ne îmbrăcăm în... Nu mai râde tu. Nu. Zi tu, zi tu, Daiana. Daiana a luat pe bun. Dar vezi că dacă nu ziceam, eu cu Ramona am mers la garderobă și a zis, Ramona, ce-ți faci, te-ai îmbrăcat pentru Livian? Bianca ieri când am băgat patul a crezut că am făcut pentru tine și Livian. Acum din nou o să creadă, mă omoară. Ceva de genul, adică am făcut referire la tine. Nu i-am zis pentru Livian sau ceva. Că tu ai zis ieri și nici mie nu mi-ar cum. Daiana, tu te-ai îmbrăcat pentru Gabi, așa, nu? Da, nu, asta... Eu am vrea pentru cine vreau, eu pentru... Eu asta vreau Gabi. Să spun că nu am zis nimic, nimic de Livian azi. Filip, ce ai zis? E pentru Gabi, Filipu, puterea ta și inima din... Tip! Deci s-a înțeles acum? Bernuța, mai căuta materiale cu mine, te rog frumos! Lasă-mă pace, vezi de relația ta, ai grijă să nu ți-l fure alta... Ramona, altceva nu fură Ramona, adevărat. Ramona, eu nu, niciodată. Să dea Dumnezeu cel mai frumos bărbat și cel mai haladit și cel mai frumos... Cine mă? Pe care îți dorești tu, ție. Cine mă, tu? Cine mă, noi? Ia uite-l. La Filip. A, descrii pe Livian. Bine, Filip. Nu mă simt eu doar. Da, că stăm să luăm logic. Și eu sunt bine, n-ai ce să zic. Nu, glumesc. Da, bine. Glumesc. Eu nu uit. Puneți cadru pe Ramona. Nu uit ce văd. Am și-o supărările mele, am și-o poate deranjurile mele, dar pentru aia nu vreau să mă las într-un moment mai slab, afectată și să recur la niște gesturi nedemne de mine. Chiar nu vreau așa ceva. Nu vreau. Uneori da, doar că am puterea să-mi controlez foarte tare gesturile și vorbele și... Spre frustrarea lor nu iese ceea ce vor ei. Că ei cu siguranță de asta fac tot ce fac. Ei au acționat într-un mod foarte grotesc și foarte bădăran. Și acum ce s-au gândit? Hai că o provocăm atât de mult până când scoatem ce mai rău din ea. Dar nu poți să intri tu așa ușor aici. E greu. Chiar e greu să intre în capul meu, să facă ce vor ei din mine. Nu există așa ceva. Bine. Pentru Gabi. Și dacă ar fi fost așa, care era problema? Nu, niciuna. A, nu? Care ar fi fost problema? Berna, da? Probabil și-a făcut ideea ei de ceva, ceva că despre nu ce vorbeam noi. No, iubita ta, văd că tot vorbește. Dar tu ce tot te bagi mereu? Uite că noi nu înțeleg, eu n-am spus că...
Ia o spus, că Ramona a spus că s-a îmbrăcat pentru Livia. Nu, ai spus vorbeați amândouă. De... Că te-ai îmbrăcat pentru Livia. Că te-ai îmbrăcat pentru Livia. Așa ai spus. Ai folosit, Diana, cuvântul Bianca. De ce? Explică, Diana. T-a zis odată. Ai explicat. Și ieri când a făcut patul, eu am crezut că... Îl face pentru și eu i-am zis ei și în emisiune, i-am zis Bianca, exact. N-a făcut patul exact, pentru Bianca. Exact, și acum eu am dedus din chestia asta. Ok, și dacă eu folosesc cuvântul Bianca, dacă eu spun pe hol Bianca, înseamnă că mă rezum la ea și la Livian? Despre ce vorbim, Berna? Pe mine mă interesează, păi, eu m-am inventat. Că s-a îmbrăcat, tu te-ai îmbrăcat pentru Gabi și... Eu m-am îmbrăcat pentru Gabi, de ce m-am îmbrăcat pentru Gabi? Asta am dedus eu din chestia asta. Eu m-am îmbrăcat pentru tine, Livian, bine, fie. Ce vreți, mă interesează să se părerea. M-am îmbrăcat pentru Gabi, pentru Gabi era de acasă, nu? E o părere. Pentru cine, mă? Nu ceva, nu știu ce am zis pentru o iară. Cine, pentru tine, nu mă satur de iubire. Pentru cine, pentru tine, plâng de fericire. Acum suntem amândouă, la fel. Hai, Ramona, nu trebuie să se vadă că suntem la fel. Da-s faine rochițele astea. Știțele. Da. Ce-i Gabi? În loc să-ți pară bine. Ce faci, Gabriel? Ce părere ai despre Diana? De azi încolo, fetelor, vă rog frumos să mă strigați Alexandru. E, dar cine ești tu, Alexandru? Ce? Care Alexandru? Alexandru. Cine e Alexandru? Eu. Alexandru cel Tandru. Gabi, dar de ce nu vrei să mai strigăm la tine, Gabi? Nu vreau să mă strigați la mine, Gabi. De ce? Uite așa. Știi cum vreau să... Diana? Da, ea e frumoasă doar machiată, că dacă sunt foarte frumoasă mumia, și de machiată. Vreau să fac un film cu tine, mumia! Mamă, să iau premiu Oscar! Ela te-a dat afară pentru bandă trimis acasă și Pirui te-a ținut aici. Asta e diferența între Pirui și ela. Am zis ceva, eu urât personal de Pirui, Pirui mi-a zis mie sau ceva. Pita mea n-a înjurat-o, n-a jignit-o, nu i-a zis hai să ne batem. Ea de-aia e așa de... frustrată pentru că ai lăsat-o pe ea și mai ales pe mine. Că degeaba te crezi tu, cine sunt eu, că fata asta, Berna, ți l-a luat? Știu că suferi să luați 1500 de euro, dar cu așa ceva n-aveți șanse. Tu ar trebui să fii supărat pe Marius pentru că fata asta m-a de 20 de ori mojignit, cu bătaie, cu terorizare, cu tot ce există pe lumea asta. Nu mai dramatiza, că nu suntem curioase dramatizările tale. Și abia am așteptat de la tine să-i zici iubitele tale să oprească, să urmă da, oamenii. Tu i-ai spus când ea se măscărea și râdea și mă făcea că îmi vând prietenii. Tu i-ai spus? Dar tu crezi că mie mai îmi pasă părerea ta pe a unui om care nu-i drept, ce are coloană vertebrală și nu-i asumat? Pentru mine nu mai însemn nimic, îmi pare rău. Dar nu mă interesează. Corect, nici nu. Pentru că nu trebuie să am prietena mea cu tine, prietena mea cu Marius, că s-a apropiat cu Marius, nu cu tine. Ce faceți voi este inuman. Vă căutați subiecte în continuu cu mine. Simțiți să vă aruncați ura pe mine. Că e clar că între voi doi nu s-a consumat ceva. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați. Subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici, pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.